199. Același i-a cerut marelui bătrân să se roage pentru el, să iasă din omul cel vechi. Răspunsul lui Barsa nu fie. Ascultă, iubite frate, și fă inima ta să păzească cuvintele dumnezeiești grăite ție, nu de la om, ci de la Duhul Sfânt. Iisus este doctorul sufletelor și al trupurilor. De-ai vreo rană, te duc la el și mă rog lui să te vindece, dacă voiești și tu. Nota 289. Vindecarea o dă Dumnezeu, nu și-o dă omul, dar nu împotriva voii omului. Propriu zis, nu ajunge ca omul să nu se împotrivească lucrării lui Dumnezeu, ci trebuie să o și primească, să se bucure de ea. Căci puterea lui Dumnezeu nu ne socotește voia omului, pentru că Dumnezeu vrea ca și omul să crească duhovnicește. Și puterea lui Dumnezeu e dăruită prin voia lui personală, nu se revarsă ca o forță a naturii peste om. Bucuria omului de lucrarea lui Dumnezeu se resimte de această lucrare, dar totuși omul poate să îi se și opună, să nu ajungă în situația să se bucure de ea. Nu se poate separa partea omului de partea lui Dumnezeu. Ele formează un tot, dar în acest tot al lucrării mântuitoare din om trebuie să fie și partea omului. Că el este dătătorul tuturor darurilor celor bune și îți împlinește nu numai cererile tale, ci cu mult mai multe decât cele ce le ceri. Căci Iisus este Fiul lui Dumnezeu și lumina și puterea care s-a întrupat din Sfânta Fecioară Maria, care s-a arătat pe pământ și cu oamenii a petrecut și s-a adus pe sine jertfă vie și bineplăcută lui Dumnezeu, Romani 12:2, și Tatălui nostru ca să ne facă pe noi sieși popor ales, râvnitor de fapte bune. Tit 2:14, preoție împărătească, neam sfânt, 1 Petru 2:9. Cel ce a răbdat acestea pentru noi ne-a lăsat nouă pildă de răbdare și se bucură când îi cerem lui să-i urmăm. Îl rog, deci, să-ți lumineze inima, dar ostenește-te și tu să asuzi și tu, căci zice Fiul lui Dumnezeu, veniți la mine, toți cei osteniți și împovărați, și vă voi odihni pe voi. Matei 11, 28. Mă apropiu de el pentru tine cu îndrăzneală multă, dar dacă tu nu te apropii, voi păți rușine mare. Iisus nu respinge pe nimeni. A răsplătit și pe lucrătorii veniți în vie în ceasul al 11-lea. Matei 26. Lipește-te de el și fă și tu puțină osteneală ca să iei plata, poate egală cu toți. S-a făcut Fiul lui Dumnezeu om pentru tine, fă-te și tu Dumnezeu pentru el. Căci el voiește aceasta, dar trebuie să voiești și tu. Mă rog și eu pentru tine ca să te eliberezi de omul cel vechi. Dar fă și tu ceva pentru aceasta. Dumnezeu ți-a dat minte, dă-i-o și tu lui, ca să o urce cu sine în cer, ca să caute cele de sus, să cugete cele de sus unde se află el. Căci acolo mă rog și eu să ajungi împreună cu toți cei ce iubesc numele lui. Psalmul 68:37. În acest chip se eliberează cineva de omul cel vechi. Iisus a spus apostolilor, voi sunteți sarea pământului. Matei 5:13. A numit pământ trupul, căci se spune, pământ ești și în pământ te vei întoarce, Facere 3:19. Fă-te sare ție însuți, sărând și secând putreziciunea și omorând viermii, adică gândurile rele din tine. Și dacă faci aceasta, mă ostănești și eu împreună cu tine și îl sărez împreună cu tine, ca să nu răspândească răul lor miros, sporindu-și-l unele prin altele. Dumnezeu, Mântuitorul nostru, voiește ca noi să ne mântuim, dar e datoria noastră să strigăm neîncetat, mântuiește-mă, Doamne! Nota 293. În conștiința neputinței noastre de a fi și de a ne mântui prin puterea noastră, e conștiința că Dumnezeu, Cel ce ne-a creat, ne susține și ne mântuiește. Prin aceasta ne deschidem puterii Lui. În smerenia noastră stă putința deschiderii noastre lui Dumnezeu ca să ne umple de putere. Și te va mântui. Căci au strigat unii și au intrat în limanul voii Lui. Psalmul 106:30. Nota 293b. Cine intră înăuntru voii lui Dumnezeu sau a celor voite de El, a intrat în liniște, căci a intrat în zona vieții neamenințată de moarte. Nădăjduie să intri și tu în El dacă îmi dai mâna după puterea ta. Gândește-te la acestea și urmează-le, căci făcând așa vei ajunge acolo, potrivit celui ce a spus, așa să alergați ca să apucați. 1 Corinteni 9:24. Roagă-te pentru mine ca să nu fiu osândit ca unul ce vorbesc și nu fac. 200.
întrebarea aceluia și către același mare bătrân despre diferite gânduri și despre calea adevărată către Dumnezeu. Răspunsul lui Varsa nu fie. Toate câte mi le-ai scris, cerându-le lui Dumnezeu prin puținătatea mea, frate nelucrător, se adună într-una. Să te slobozești de omul cel vechi și să ajungi la sfințenia sufletului și a trupului și să te mântuiești împreună cu toți sfinții în împărăția lui Dumnezeu. Aceasta este de fapt măsura pe care ți-am arătat-o. Să te izbăvești și să te curățești de omul cel vechi. Iar eu, stăpânit de dragoste, voi ruga pe Dumnezeu să-ți dea ție cu mult mai multe decât cele ce le ceri. Efeseni 3:20. Și dacă nu-l vei împiedica prin moleșala și negrija ta, te vei minuna și vei preamări pe Dumnezeu de felul cum te va strămuta de la neființă la ființă. A fi moleșit, a nu voi să sporești cum ți-o cere însăși firea, înseamnă a te lăsa stăpânit și purtat ca un obiect. Dar fiind om, nu poți fi redus prin trândăvie totuși la starea totală de obiect, ci devii robul patimilor. A fi moleșit înseamnă a te lăsa închis în închisoarea neputinței și monotoniei plictisitoare, înseamnă a cădea din plinătatea ființei într-o existență părută într-un coșmar, în care nu faci și nu mai poți face niciun gest de eliberare, ci cu tine se fac, deși ți se pare că faci tu însuți lucrurile care nu le faci de fapt tu. Aceasta e moartea sufletească de pe pământ și apoi, ca culminarea ei cea veșnică. Dumnezeu să te ierte pentru păcatele ce le-ai făcut și să-ți pregătească iertare pentru cele de după acestea. În privința nălucirilor de noapte, ele sunt de la diavolul care te ispitește din pismă. El vrea să-și bată joc de tine pentru că te pocăiești lui Dumnezeu. Vrea să-ți arate că pocăința n-are nicio putere, dar tu să nu te încovoi, căci ai mare ajutor în rugăciunile sfinților. Când ești răpit prin cuvânt sau prin faptă, ca să greșești cuiva, silește-te să mergi să-i pui metanie și Dumnezeu, văzând aceasta, te va acoperi față de vrăjmașii tăi. Cât privește mâncările, să nu ne îngrijim prea mult de trup, căci se întâmplă ca aceasta să fie uneori un război din partea dracilor, ca să ne arunce în griji și, stăruind în ele, să părăsim bunătățile ce ne sunt puse înainte. Iar despre calea adevărată spre Dumnezeu, nu trebuie să-ți vorbesc de pe acum, ca să nu te duc în deznădejde, ci crede că Dumnezeu te va mântui în dar prin rugăciunile sfinților, căci ele îl pot face îndurător. Roagă-te pentru mine, frate. 201. Întrebarea aceluia și către același mare bătrân despre lâncezeală și despre alte gânduri. Răspunsul lui Varsa nu fie. Dumnezeu cel singur fără de păcat, care mântuiește pe cei ce nădăjduiesc în el, Daniel 13:60, să întărească iubirea ta ca să-i slujești lui cu sfințenie și dreptate în toate zilele vieții tale, Luca 1:75, în altarul omului dinăuntru, unde se aduc lui Dumnezeu jertfe gândite, aur, tămâie și smirnă, unde se jertfește vițelul îngrășat și se stropește cu cinstitul sânge al mielului neprihănit, unde se aud glasurile pline de armonie ale sfinților îngeri. Atunci vor pune pe altarul tău viței. Psalmul 50:21. Atunci, când vine Domnul nostru, Marele Arhiereu, care aduce jertfa cea fără de sânge și o primește, nota 298, Hristos te aduce jertfă ca om și se primește ca Dumnezeu, când în numele Lui se face auzit în urechile slăbănogului, ce stă la poarta cea frumoasă a templului, glasul de bucurie, scoală-te și umblă. Fapte 3:6. Nota 299. Slăbănogul în cazul de față e cel ce se află lângă cel a cărui casă a devenit templu în care a venit Domnul și se aduce jertfă. El e ridicat din paralizia care îl ținea neputincios în robia patimilor. El se umple acum de putere, se face sănătos, putând folosi resursele firii sale. El poate umbla în gânduri și fapte bune, unit cu cel în care se află Hristos. Atunci, el va intra în templu, umblând și săltând și lăudând pe Dumnezeu, Fapte 3:8. Atunci încetează somnul încezelii și al neștiinței. Atunci se depărtează de la gene somnolența moleșelii. Atunci cele 5 fecioare înțelepte își aprind candelele lor și intră cântând împreună cu mirele în sfânta cămară de nuntă, Matei 25:6-10. Atunci se îndeamnă unele pe altele cântând fără tulburare, gustați și vedeți că e bun Domnul, fericit bărbatul care nădăjduiește întru el, Psalmul 33:9, nota 300, toată liturgia este o cântare de bucurie,
și o înalță credincioșii lui Dumnezeu în comunicare unii cu alții, pentru că se împărtășesc de cel prea bun și dulce, sau pentru că s-au împărtășit de el. Fecioarele înțelepte sunt în cursul vieții pământești sufletele care se lasă înrăurite de Hristos, care răspândește lumina din cel în care se află el ca într-un templu. Atunci încetează războaiele și închinăciunile și pornirile pătimașe și se face stăpână sfânta pace a Sfintei Trăimi. Nota 301. În Sfânta Trăime e suprema pace, pentru că e suprema unitate în iubire între persoanele ei, pentru că în această iubire au totul. Cel ce prin lupta sa împotriva războaielor care îl ispitesc din partea gândurilor și grijilor legate de lume, înaintează în liniște, înaintează în pacea Sfintei Trăimi. Și comoara, nota 302, comoara bunătăților și a darurilor Sfintei Trăimi, care se dau omului ridicat la liniște, prin biruirea ispitelor, prin înfrânare, răbdare, smerenie și iubire. Comoara acestor bunuri a devenit în el statornică. E pecetuită în el prin îndelungata luptă pentru ea. Se pecetuiește și rămâne nejefuită. Roagă-te ca să o înțelegi, să o ajungi și să te bucuri de ea în Hristos Iisus Domnul nostru, căruia se cuvine slava în veci. Amin. 202. Întrebarea celuia și către același mare bătrân despre ispita ascunsă și despre înaintare. Răspunsul lui Varsanofie. Mă mir de iubirea ta, frate, că nu cunoști unăltirile dracilor. Așa cum a mărturisit Dumnezeu lui Iov, ei s-au înfuriat împotriva lui. Și când au aflat că copilul era aproape de a se curăți, l-au zguduit pe el. Marcu 9:26. Tot așa și când văd pe cineva înaintând, îl ispitesc din pismă. Nu-l ispitesc însă pe cel ce înaintează prin fapte, căci acesta i-a biruit, ci îl ispitesc cu îngăduința lui Dumnezeu, pe cel ce a început să înainteze prin harul rugăciunii sfinților, ca să-și cunoască slăbiciunea lui și să nu se mândrească pentru acest dar. Precum sunt multe oștiri rânduite unele deasupra altora, așa sunt multe locașuri la Tatăl Luminilor, așezate unele deasupra altora. Căci dacă n-ar fi așa, pentru ce ar fi multe? Nota 303. Frica de Dumnezeu întărește pe om, nu-l anulează, căci îl face să lupte împotriva tot ce-l robește, pentru a fi liber din Dumnezeu și pentru Dumnezeu, pentru a putea primi în el înaltele bogății ale lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu îi place să primească iubirea omului tare în libertatea lui, nu a robului. Dumnezeu să te întărească în frica lui, roagă-te pentru mine. 203. Întrebarea acelui aș către același mare bătrân despre înaintarea sufletului și despre sfătuirea de către el a unui frate și despre încrederea în el, Părintele Comun. Răspunsul lui Varsanofie. Crede mie, prea iubite, că datorită lui Dumnezeu nu stai în afara porților împărăției cerurilor, dar ia minte la tine cu grijă ca să nu fii scos de acolo, căci e propriul lui Dumnezeu să-l ducă pe om înăuntru prin sfinții ce se roagă lui, însă atârnă de om să rămână sau să fie scos. Nota 303b. Rugăciunile altora pentru noi ne duc în împărăția lui Dumnezeu, dar numai faptele proprii ne stabilizează acolo, dând stabilitate în bine persoanei noastre. Și cu voia lui Dumnezeu eu te conduc treptat spre culmi. Deci fii cu curaj în Domnul și pășește cu râvnă pe calea lui și vei lua de la el ajutor în numele lui. Cât despre frate, poartă-te cu el cu inima smerită și vorbește-i dacă Dumnezeu trimite ceva în inima ta ca să-i spui. Gândește-te că, fiindcă era nevoie, el a deschis și gura sinei. Numeri 22:28. Iar dacă totul este de la el, pune în socoteala lui folosul ce vine fratelui prin tine. Și dacă va vedea Dumnezeu smerenia ta, va pune în socoteala ta plata sfătuirii, măcar că el e cel ce a dat în gura ta cuvântul. Nota 303c. Dumnezeu și omul își atribuie reciproc sfătuirea cea bună. Numai smerenia omului care pune tot ce a primit în seama lui Dumnezeu poate da sfaturi cu adevărat. Dumnezeu pune la rândul său în seama smereniei omului slujirea adusă de el lui Dumnezeu ca unealtă smerită a sfaturilor date de Dumnezeu însuși. Astfel se împlinește cu tine ceea ce s-a scris. Un frate ajutat de un frate e ca o cetate întărită și împrejmuită de ziduri. Proverbe 18:19. Domnul Iisus Hristos ne va ajuta nouă în tot lucrul bun. Cât privește pe cel mai mic dintre slujitori, dacă Dumnezeu ți-a dăruit ție încrederea în acela, el este cel ce dă creșterea și paza. Nota 303d. Acest prea mic slujitor este Varsanofie însuși. Cu
Cu modestie vorbește despre sine la persoana a treia. La afirmarea fratului că se încrede în el, îi răspunde că această încredere trebuie să-i o dea lui Dumnezeu, care i-a dat putere. Căci nu poate cel prea mic să descopere oamenilor taine, ci Dumnezeu se face toate în toți. 1 Corinteni 15:28. Iartă-mă, frate, și roagă-te pentru mine. 204. Întrebarea aceluia către celălalt bătrân. Ce să facă cel ce voiește să se liniștească în retragere pentru numele dat lui, că se teme ca nu cumva acest nume, mai presus de el, să-l păgubească, cum au spus părinții, vai omului aceluia, al cărui nume e mai presus de lucrul lui, Pateric Silvan 10. Și dacă trebuie să stea de vorbă cu vreunii, sau nici de cum cu niciunul. Răspunsul lui Ioan. Numele sau slava mai presus de lucrare, ce le are cineva, nu-l păgubesc pe cel ce nu se îndulcește de cele spuse și nu le încuvințează, cum nici pe cel căruia îi se pune în seamă un omor dacă n-a săvârșit așa ceva. Unul ca acesta trebuie să gândească, ei au despre mine această părere, pentru că nu știu cine sunt. Iar a sta de vorbă cu unii și cu alții, nu? Sau a respinge pe unii și pe alții ai primi, îl face pe acela să deosebească între oameni. Dar cel ce poate să-l ape de grija aceasta, vorbesc după prostia mea, bine face, cunoscându-și neputința sa. Nota 304. Cine ocolește convorbirea cu toți, nu mai are grija de a alege pe unii de alții. 205. Întrebarea acelui aș către același mare bătrân. Te rog, cinstite părinte, coboară la neputința mea și dacă vreunul din părinți vrea să vină în chilia mea, să-mi facă o rugăciune, îngăduie-mi să-l primesc, căci mă văd îngreunat de lâncezeală. Îngăduie-mi aceasta până ce Dumnezeu va întări sufletul meu prin rugăciunile voastre. Răspunsul lui Ioan. Rog, iubirea ta, fratele meu, să nu mă arunci sus, că-ți sunt fără minte și mă mândresc. Și trebuie să-mi dau seama că sunt jos. Spunând tu coboară, înseamnă că șed sus într-o înălțime. Dar nu știi că mi se cere de Dumnezeu să fiu mai jos de orice om. Cel ce e dedesubt nu are unde să coboare. Ai sfatul Sfântului Apostol, cercetând toate, țineți binele. 1 Tesaloniceni 5:21. Tot ce face un om din frica lui Dumnezeu, folosește sufletului său. Dacă deci îți folosește întâlnirea cu altul, nu te împiedică la acest folos. Dar între cei ce vin la tine să se roage pentru tine și să te folosească, eu mă socotez de prisos. De altfel, fie că te întâlnești cu alții, fie că nu, Domnul să întărească iubirea ta adevărată. De ce sunt socotit printre oamenii de folos pentru alții, când eu o caut aceasta pentru mine? Bucuria mea e câștigul tău. Deci întâlnindu-te și folosindu-te de sfinții care vin la tine, cer-le să se roage ei pentru mine din dragoste. De aceea socotesc că întâlnirea pentru Dumnezeu este un lucru bun, dar și neîntâlnirea pentru Dumnezeu este la fel un lucru bun. Nota 305. Când te întâlnești cu alții ca să le ceri să se roage pentru tine și pentru cei absenți, sau că să te rogi împreună cu ei, e un lucru bun. Dar dacă nu te întâlnești cu ei și astfel te poți ruga în liniște lui Dumnezeu, este de asemenea un lucru bun. Să fii sănătos. 206. Același, după ce a tăiat întâlnirea cu mulți, a căutat să se întâlnească cu un oarecare. Deci a întrebat pe același bătrân. Deoarece am o simțire iubitoare față de cineva și acela voiește să se întâlnească cu mine, să mă întâlnesc cu el sau nu? Răspunsul lui Ioan. Dacă ai o simțire iubitoare față de un oarecare, ce ai împotriva altora? De ce să nu te întâlnești și cu ei? Este vreun motiv? Ia seama în ce stare de suflet ești și dacă voiești, întâlnește-te cu acela, dar ocărându-te pe tine însuți. Roagă-te pentru mine. 207. Aceluiași către același mare bătrân, cerere de a se ruga pentru el și întrebare despre liniștea sau retragerea desăvârșită. Răspunsul lui Varsa nu fie. Dacă Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Binecuvântatului și Preanaltului Dumnezeu, să vă dea putere și să vă întărească spre primirea Sfântului Său Duh, ca prin buna Lui sălășluire să vă învețe pe voi despre toate și să lumineze inimile voastre și să vă călăuzească într-o adevăr. Ioan 16:13, ca să vă văd înflorind ca finici în Raiul lui Dumnezeu și să vă aflați ca niște măslin plini de rod. Psalmul 51:10, în mijlocul sfinților și ca o vie roditoare întreagă adevărată, Ieremia 2:21, în locul dumnezeiesc.
Să vă îmbrădicească Domnul să beți din izvorul înțelepciunii. Proverbe 18:4. Căci câți au băut din el, au uitat de ei înșiși, ieșind întregi din omul cel vechi. Și de la izvorul înțelepciunii au fost călăuziți la alt izvor, la cel al iubirii, care niciodată nu cade. 1 Corinteni 13:8. Și ridicați la treapta aceasta, au dobândit măsura nerătăcită și neîmprăștiată, ajunși întregi minte, întregi ochi, întregi vii, întregi luminoși, întregi desăvârșiți, întregi Dumnezei. S-au ostenit sfinții. Acum s-au preamărit, s-au slăvit, s-au umplut de strălucire. Au ajuns la viață pentru că au murit. Sunt veseliți și veselesc. Sunt veseliți în treimea nedespărțită și veselesc puterile de sus. Doriți-vă după treapta lor, urcați împreună cu ei, râvniți credința lor, câștigați smerenia lor, dobândiți răbdarea lor în toate, ca să primiți moștenirea lor. Țineți iubirea lor necăzută, ca să vă aflați în bunătățile negrăite, cele ce ochiul nu le-a văzut și urechea nu le-a auzit, și cele următoare, 1 Corinteni 2:9. Cât despre liniște sau retragere, nevoiește-te încă puțin și Dumnezeu va face mila sa cu tine. Dumnezeu să lumineze inima voastră ca să înțelegeți toate aceste cuvinte, că cele sunt greu de înțeles de cei ce n-au ajuns la înălțimea lor. Iertați-mă și rugați-vă pentru mine, ca să nu rămân mai prejos de această înălțime, ca un nevrednic ce sunt. 208. Întrebare către același mare bătrân, dacă îi îngăduie de săvârșită liniștire sau retragere. Răspunsul lui Varsa nu fie. Am spus iubirii tale, iubite frate, despre liniștea în retragere, să mai aștepți deocamdată, nu pentru că n-aș voi să intri la starea acestei măsuri. Să nu fie, ci voind și rugându-mă ca Dumnezeu să ți-o dăruiască cu o mare îmbelșugare. Căci bucuria mea cea mare este sporirea voastră a tuturor. Iar darurile sau harismele duhovnicești se dau de Dumnezeu la timpuri potrivite și El ne cheamă, ne ajută și ne păzește. Căci s-a zis, nu cel ce se laudă pe sine este și probat, ci cel pe care îl laudă Domnul. 2 Corinteni 10:12. De vrei deci să zidești casa ta, pregătește mai întâi materialul și toate cele de trebuință. Numai după aceea poate să vină meșterul și să o zidească. Iar cele de trebuință pentru astfel de zidire sunt credința tare spre călăuzirea zidurilor, ferește luminoase în stare să lase lumina soarelui să pătrundă pentru a lumina casa, ca să nu se afle niciun colț întunecat în ea. Iar ferestrele sunt cele 5 simțuri susținute de cinstita cruce de lemn a lui Hristos, care aduc lumina soarelui gândit sau spiritual, al dreptății, și nu lasă să se arate în casă niciun întuneric al vrăjmașului urător de bine. Vei mai avea nevoie apoi de un acoperiș care să acopere casa, ca ziua să nu te ardă soarele, nici noaptea luna. Psalmul 126. Iar acoperișul este iubirea față de Dumnezeu, care niciodată nu cade. 1 Corinteni 13:8, care acopere casa și nu lasă soarele să apune peste mânia noastră. Efeseni 4:26, ca să nu ne învinovățească în ziua judecății și să ne ardă în focul ghienei. Nici luna să dea mărturie despre moleșala și nepăsarea noastră din vremea nopții. În sfârșit, casa trebuie să aibă ușă care lasă pe om să intre și îl păzește pe cel ce viețuiește înăuntru. Iar când zic ușă, înțelege, frate, ușa spirituală sau pe Fiul lui Dumnezeu, care a zis, eu sunt ușa. Ioan 10:9. După ce ți-ai pregătit astfel casa, ca să nu fie nea nimic ce nu-i place, Fiul va veni cu binecuvântatul său părinte și cu Duhul cel Sfânt și își va face să lași la tine. Ioan 14:13. Și te vor învăța ce este liniștirea în retragere și va lumina inima ta într-o bucurie negrăită. Amin. 200. Nostru Iisus Hristos să lumineze ochii inimii tale, Fiule iubit și prea dorit, ca să strălucească în ei lumina Sfintei, singurei stăpânitoare, cele de o ființă și fie închinatei trăimi, spre a fi călăuzit să înțelegi Sfintele lui taine și să te bucuri veșnic, ca să iei din Egipt, să desparzi marea cu toiagul, să scapi din mâinile barbarului faraon și să servezi, jerfind lui Dumnezeu, ca să mănânci paștele într-o sfințenie, nota 311, paștele nostru sau mielul nostru pascal, mielul prin care trece de la moarte la viață, de la pământ la cer, este Hristos. Mâncându-l pe el devine și ființa noastră o ființă care înfăptuiește această trecere sau paștele,
Acesta întrucât prin jertfă ne sfințim, ieșind din egoismul păcatelor. Aceasta e trecerea sau paștele nostru. Să-ți înflorească buzele ca un finic prin sfântul și cinstitului sânge. Nota 312. După ce mâncăm pe Hristos paștele nostru, buzele ni se înfloresc ca niște finici, ca semn că am trecut din moarte la viață. Am căpătat sângele unei vieți noi, netrecătoare. Faptul a fost închipuit de israeliți, care după ce au mâncat mielul lor pascal și au trecut la viața lor liberă, prin marea despicată de Moise, au ajuns la o oază cu finici. Ca să nu se mai învechească haina ta, a doua lege 8.4, nici să-ți mai crească părul capului, nota 313, veșmintele curăției nu se învechesc și nu te duc la moarte ca veșmintele păcatului. Perii nu cresc continuu, trebuind să fie tăiați. Totul e semn de tinerețe netrecătoare. Viața lui Dumnezeu și a omului Dumnezeu nu îmbătrânește, pentru că nu se apropie de moarte, ci e veșnic tânăr, neîncetat în plinătatea vigoarei. Ca să ți se curățească inima spre primirea legii Domnului și să sfărâni vițelul turnat din mijlocul poporului tău și să înghită pământul pe vrăjmașii tăi care ți se împotrivesc. Ca să biruiești pe împărații amoreilor și să misuiască Dumnezeu cele 7 popoare de la fața ta. Ca să moștenești pământul lor în veci. Nota 314. Pământul sau împărăția cerurilor, destinată tuturor îngerilor, a fost trecută de Dumnezeu de la îngerii căzuți în moștenirea oamenilor care trec de la viață moartă la adevărata viață în Dumnezeu. Și să treci Iordanul cu puterea dumnezeieștii faceri de minuni, a doua lege 11.31, apoi să cucerești cetatea finicilor, a doua lege 34.3, nota 315, cetatea finicilor e chipul cetății în care nu va fi îmbătrânire și moarte. Și să mântuiești pe Rahab, desfrânata care a crezut în Dumnezeu, Iosua 6.23-25, și să same și să sădești și să mănânci și să te saturi și să slăvești pe Dumnezeu care ți-a dat ție pământul acesta și să nu se mai găsească la tine alt Dumnezeu. În sfârșit, să fii sfânt lui Dumnezeu și să nu mai pustiască țara ta alte neamuri, căci vei fi înfricoșător pentru ele. Și să omori pe Golia ca să împărățești împreună cu David și să ieși din cele vechi aflând viața nouă. Și să crezi lui Hristos ca să te răstignești împreună cu El și să mori împreună cu El, să te îngropi împreună cu El, ca să te scoli plin de strălucire împreună cu El, să te înalți împreună cu El și să viețuiești veșnic împreună cu El. Romani 6.6.8, Coloseni 2.12, nota 315b, lucrarea mântuitoare a lui Hristos e primită prin credință, e puterea prin care ne înălțăm și noi cu El, purtând crucea și vin cu El. Mântuirea noastră nu e un fapt exterior, ci o creștere interioară. Desăvârșirea noastră este cristologică. Înmoaie deci ceara și se va face mai plăcută la pipăit. Căci când o vei înmuia, vei afla neanțelesurile vieții veșnice în Hristos Iisus Domnul nostru. Amin. Când este fratele cel împreună cu tine, suportă-l după puterea ta. Căci cel sănătos trebuie să suporte pe cel bolnav până ce va face Dumnezeu ceea ce este de folos. Bucurați-vă în Domnul. Filipeni 3.1. 210. Cererea acelui aș către același mare bătrân, Sfinte Părinte, binecuvintează-mă cu o binecuvântare duhovnicească și sfințește cu lionul și analavul trimis ție ca să le am ca acoperământ de tău răul în Hristos Iisus Domnul nostru. Răspunsul lui Varsa nu fie. Iubite frate, dacă Stăpânul Hristos, Cel ce toate le poate, Domnul Cerului și al Pământului, a spus celui ce s-a apropiat de El, fie ție după credința ta, Matei 9.29, ce să spun eu cel sărac și lipsit de toate? Dumnezeul binecuvântelor să te binecuvinteze cu toată binecuvântarea duhovnicească, cu tot harul dreptății, să te facă pe tine împreună părtaș la strălucirea Sfinților, moștenitor al Împărăției, eliberat de patimile de necinste, nota 316, Împăratul e stăpân, nu e rob. Robul patimilor nu poate fi moștenitor al Împărăției Supreme. Iar libertatea de patim dă o strălucire, pe când egoismul te face întunecat. Prin rugăciunile și mijlocirile Sfinților, amin. Cât despre cele ce le ceri, fiindcă ai încredere în mine, le voi purta 3 zile și ți le voi trimite înapoi,
când vor fi sfințite în întâlnirea mea cu Dumnezeu prin rugăciunile sfinților. Îți cer să te rogi și tu pentru mine când voi fi într-o astfel de întâlnire. Nota 316b. Subtil și delicat joc de nuanțe. Se vor sfinți în întâlnirea lor cu Dumnezeu, dar aceasta va avea loc prin rugăciunile sfinților. Dar și celui ce îi cere binecuvântarea, îi se cere rugăciunea. 211. Un oarecare prezbiter dintre părinți, ostenind mult timp în pustiuri, voi după aceea să se liniștească, retras în mănăstire, a întrebat odată pe celălalt bătrân cum trebuie să înceapă liniștea. Răspunsul lui Ioan. Ioan Botezătorul a zis stăpânului nostru Iisus Hristos, eu am trebuit să fiu botezat de tine și tu vii la mine. Matei 3:14. Totuși, bine a făcut iubirea ta că ne-a învățat pe noi prin smerenie să ne rușinăm și să ne destăinuim patimile. Căci fără îndoială, cel mai mic ia binecuvântarea de la cel mai mare. Evrei 7:7. Deci tu trebuie să mă vindești pe mine, căci ești prezbiter, preot duhovnicesc al lui Dumnezeu, care e chemat să ungă cu îndelemn pe cei bolnavi și să-i tămăduiască pe ei de boala trupească, unind cu ungerea iertarea păcatelor. Iacob 5:14-15. Deci cum pot să sfătuiesc pe cel mai mare, eu care n-am fost chemat la preoție din pricina nevrăniciei mele, eu a cărui floare a părului alb nu a oprit simțirile mele din tinerețe? Dacă omul care m-ar fi întrebat ar fi fost ca mine, pornirea mea spre vorbărie nu m-ar fi lăsat să stau liniștit și să nu-i răspund, căci am o limbă nestăpânită. Și aș fi spus că un copil înaintează de la învățăturile mici la altele mai mari și n-ar fi trebuit să răspundă. Da, așa este. Și tot ce aș fi socotit, cam să-i spun lui, i-aș fi spus. Deși tu stai retras, liniștește-te 5 zile și întâlnește-te cu alții 2. Și dacă șederea ta va fi după Dumnezeu, adică dacă vei ajunge să cunoști ceea ce urmărești prin șederea aceasta, nu vei cădea în mâinile dracului slavei deșarte. Că cel ce cunoaște ce a voit să facă venind în cetate, aceea o voiește și inima lui, nu se abate la altele. Pentru că altfel cade de la ceea ce caută. Iartă-mă, Ava, că nu am să spun altceva. Și roagă-te pentru mine, pentru Domnul, căci nu am nici fapte, nici cuvânt. 212. Întrebarea aceluia către același bătrân, când îi dau trupului mai mult decât are nevoie, nu se simte bine în slujirea lui. Dar iarăși, dacă îi dau mai puțin, mă tem să nu obosească repede. Ce trebuie să fac în privința aceasta? Iar ce privește Sfânta Împărtășanie, deoarece vreau să mă împărtășesc în fiecare zi, dacă mi-este spre povară să fac să urce la mine păcătosul, Sfânta Împărtășanie, nu trebuie să cobor eu ca să mă împărtășesc. Dar atunci cum nu se pierde liniștirea sau starea de retragere? Nota 317. Cel ce întreba se îndoia de e bine să ceară să-i se aducă Sfânta Împărtășanie în chilie. I se părea că a cere să fie urcată la el, sau poate chilia lui era pe un deal, se socotește mai sus decât ea. De aceea întreabă dacă nu trebuie să iasă din chilie, coborând el la Sfânta Împărtășanie, mai bine zis, urcând el la ea, întrerupând retragerea sau liniștirea. Răspunsul lui Ioan. Ți-am spus mai înainte, Ava, cuvintele lui Ioan către Mântuitorul. Și iarăși ai adus, am scrie mie prostului și lipsitului de minte. Dar dacă Ioan până la urmă nu s-a împotrivit, cine sunt eu care mă socotesc cu nimica să resping cererea ta? Deci îți spun adevărul că nu sunt nimic și nu știu nimic, dar din ascultare îți spun ceea ce am în inima mea. Nu te asigur că e numai decât așa, dar spun ceea ce pot. Nota 318. Un alt paradox. Dacă răspund cererii tale de a-ți da un sfat, e primejdie să mă mândresc. Pe de altă parte, n-am dreptul să nu-ți fac ascultare. Prin aceasta iarăși risc să mă mândresc. Dar prefer riscul să fiu ispitit de mândrie împlinind cererea ta decât să o resping. Și voi lupta împlinind-o să nu fiu totuși biruit de mândrie. De aceea, iată, îți spun de la început, înainte de a-ți da sfatul cerut, că nu sunt nimic și nu știu nimic. Deci nu te asigur că ceea ce spun e bun, dar spun ceea ce am în minte. Nu cere Dumnezeu de la cel bolnav o slujire trupească, ci una duhovnicească, adică rugăciunea. Căci zice, rugați-vă neîncetat. 1 Tesaloniceni 5:17. Cât despre dieta trupului, dacă atunci când ia hrană mai multă, nu poate sluji,
iar când nu ia te tem de neputință, ține mijlocul, nici în sus, nici în jos. Și așa se împlinește Scriptura care zice, nu te abate nici la dreapta, nici la stânga. Numeri 20:18. Dar dă trupului ceva mai puțin decât e de trebuință. Aceasta este calea părinților, să nu fii nici încărcat, nici slăbit în viețuire. Iar despre aducerea la tine a Sfintei Părtășanii, când aceasta nu e din disprețuire, ci din boală, nu este spre o sândă. Căci căpetenia doctorilor vine el însuși la cei foarte obosiți și bolnavi, precum a venit Domnul nostru Iisus Hristos mai înainte la noi, care eram păcătoși și ne simțeam rău. Iartă-mă, Părinte, că supunându-mă am vorbit eu nevrednicul. 213. Întrebarea aceluiași către același. Fiindcă o văduvă nedreptățită mi-a trimis rugămintea să scriu delegătorului, am în privința aceasta două gânduri. Unul zice că am venit aici pentru a muri lumii și dacă scriu, calc obligația luată de a muri lumii. Dar de nu-i scriu, calc porunca ce spune să ajutăm celor ce au nevoie. Fă iubire, Părinte, și spunem ce să fac. Răspunsul lui Ioan. Dacă erai mort și ar fi venit o văduvă nedreptățită, puteai să o ajuți? Nota 319. Ioan pare că știa că cel ce i-a trimis această întrebare ajutase mai înainte o altă văduvă. De ce n-ar ajuta acum și pe ceea de care întreabă? Iar dacă ai ajutat-o pe aceea și vine o alta, dacă o treci cu vederea pe a doua, calci porunca. Mortul nu se îngrijește de așa ceva. Chiar dacă vor bombăni împotriva ta, aceasta să nu-ți aducă nicio tulburare. 214. Un frate care locuia în mănăstire și sluja pe un bătrân bolnav, a întrebat pe marele bătrân despre gândurile sale. Răspunsul lui Varsanufi. Ești lipsit de minte, de aceea te stăpânesc gândurile și mai ales pornirea de a te îndreptăți. Domnul vrea să ai pe tot omul mai presus de tine. Deci arată-i lui ascultare în toate, fă orice ți-ar spune, fie în privința mâncării sau a băuturii, fie oricărui lucru. Supune-te lui. Iar dacă e un lucru greu, cere sfatul avei și orice ți-ar spune, fă. Nota 319b. E vorba de sfatul lui Serin al starețului. Sau poate de al bătrânului pe care îl sluja. În privința psalmodierii și privegherii, fă ceea ce îți spune și îți va fi spre mântuirea sufletului. Și dacă te va bărfi, bucură-te, căci îți este de mare folos. Și dacă te necăjește, rabdă, căci cel ce rabdă până la sfârșit se va mântui. Matei 10:22. În toate mulțumește lui Dumnezeu, căci mulțumirea mijlocește la Dumnezeu pentru neputință. Nota 319c. Mulțumirea către Dumnezeu te justifică pentru neputința de a face fapte mai însemnate cerute de Dumnezeu. Rămâi legat de Dumnezeu măcar prin mulțumirea ce i-o aduci. În toate osândește-te pe tine ca cel ce ai păcătuit și ai greșit și nu te va judeca Dumnezeu. Smerește-te în toate și vei afla har la Dumnezeu. De le înveți acestea, îți ajută Dumnezeu să afli putere. Căci aceasta este voia lui Dumnezeu ca tot omul să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. 1 Timotei 2:4. 215. Răspunsul aceluiași mare bătrân către același. Frate, nu te repezi în fața deosebirii gândurilor ce-ți vin, căci aceasta nu ține de măsura ta. De aceea te vor tulbura cum vor ca pe unul ce nu cunoaște meșteșugirile lor. Și când te tulbură zile lor, nu știu cine sunteți, Dumnezeu care vă știe, nu vă va lăsa să mă amăgiți. Și aruncă neputința ta înaintea lui Dumnezeu zicând, Doamne, sunt în mâinile tale, ajută-mă și mă scoate din mâinile lor. Iar gândul care zăbovește în tine și te războiește, spune-l lui Ava al tău și acela te va lecui pe tine prin Dumnezeu. În privința lucrului de mână, fă ce ți se spune și te vei mântui în numele lui Dumnezeu. Cât privește psalmii, nu lăsa învățarea lor, căci aceasta ți este în putere și luptă-te să-i rostești, pentru că mult folosesc. Iar ceea ce întrece puterea, nu căuta să auzi, căci deocamdată ai învățături care te folosesc pe măsura ta. 216. Răspunsul aceluiași mare bătrân către același. Nu te lăsa batjocori ca un lipsit de minte. Nu te încrede în vrăjmașii tăi, căci dacă stai fără grijă și cu nepăsare, vin iarăși. Ostașul în vreme de pace cugete la cele ale războiului
Ia seama că Domnul a zis șarpelui, el va păzi capul tău și tu vei păzi călcâiul lui. Facere 3:15. Omul să nu stea fără grijă până la cea din urmă răsuflare. Păzește-te, frate, de mânie, de slava de șartă, de somn și de celelalte patimi, cunoscând că vrăjmașul nu doarme, nici nu se lenevește. 217. Răspunsul aceluiași către același. Frate, de vrei să te mântuiești, agonisește-ți smerenie, ascultare și supunere de bunăvoie. Când auzi ceva de la bătrân, orice ar fi, spune-i cu smerenie, roagă-te pentru mine, Părinte, ca să-mi dea Dumnezeu pricepere și veghe, ca să nu te necăjesc. Păzește acestea și te vei mântui. 218. Același frate căzând la boală și bănuind că va muri, i-a cerut cu smerenie aceluiași bătrân să se roage pentru iertarea păcatelor lui și ca să aibă răbdare în boală până la sfârșit. Și bătrânul i-a răspuns așa, nu te întrista, frate, căci moartea fără păcate nu e moarte, ci mutare de la necaz la odihnă, de la întuneric la lumina negrăită și la viața veșnică. Și Dumnezeu, Marele Împărat, îți spune ție, iertați sunt toate păcatele tale. Luca 7:47-48, în primul rând prin rugăciunile și cererile sfinților și pentru credința ta în El, și să-ți dea ție răbdare până la sfârșit. 219. Același către același mare bătrân, stăpâne și părinte al meu, sunt în mâinile lui Dumnezeu și ale tale. Fă-ți milă cu mine până la sfârșit și grăbește-te de mă dezleagă, înfățișându-mă stăpânului meu Hristos, conducându-mă cu rugăciunile tale și însoțindu-mă prin văzduh și pe calea aceea pe care nu o cunosc. Răspunsul lui Varsa nu fie. Te înfățișez pe tine, fratelui Dumnezeu, care ne-a învrăincit să moare pentru noi, stăpânului cerului și al pământului și a tot ce răsuflă, ca să potolească frica ta de moarte și să-ți facă neîmpiedicată suirea sufletului tău și să te închin cu îndrăzneală Sfintei Trăimii, adică eliberat, dar cu frică și cu cutremur, ca Sfinții Îngeri, și să te odihnească cu Sfinții Lui. Du-te deci și te roagă pentru mine. 220. Un alt frate, îmbolnăvindu-se de oftică și aflându-se foarte primejduit, l-a rugat pe același mare bătrân să se roage pentru el și să-i ceară iertare păcatelor. Răspunsul marului bătrân. Nu te teme, frate, ci mai degrabă să se bucure sufletul său și să se veselească în Domnul. Și crede mie cu adevărat că iată Dumnezeu a iertat toate păcatele tale, așa cum ai cerut, din copilărie și până acum. Binecuvântat este Dumnezeu, cel ce a voit să ți le ierte pe toate. Deci nu fi trist, căci nu ai niciun păcat în tine. Ai încă o durere care va înceta. 221. Acela fiind și mai îngreunat de boală, câțiva frați l-au rugat pe celălalt bătrân să le explice răspunsul de mai înainte, de a vorbi bătrânul despre viață sau despre moarte. Răspunsul lui Ioan, e vorba de moarte, dar bătrânul poate să ceară pentru el viață dacă îi se dă de știre de către Dumnezeu. 222. Auzind aceasta, frații au rugat pe marele bătrân să ceară pentru acela viață. Răspunsul lui Varsa nu fie. Dumnezeul meu cel bun și milostiv să vă umple pe voi iarăși și iarăși de bucuria Sfântului Duh. Amin. Cât despre frate, îi ajunge lui ceea ce s-a împrănicit să primească, cât s-a făcut dintr-o dată din sărac bogat și din rob liber. Binecuvântat este Dumnezeu care a binevoit să primească cererea. Dar nu spuneți nimic fratelui ca să nu se întristeze, ci păstrați taina. Căci ceea ce îi vine nu este moarte, ci mutare de la moarte la viața veșnică și de la chin la odihnă.